Niculina Stoican, mărturisiri emoționante despre greutățile și bucuriile vieții. Artista are o lecție importantă, am refuzat întotdeauna să urăsc. Niculina Stoican este una dintre vedetele care își serbează astăzi onomastica. Îndrăgita interpretă de muzică populară este o adevărată dovadă de optimism, iar când vine vorba de lecțiile de viață, o sursă de inspirație. Niculina Stoican se numără printre vedetele care își serbează astăzi onomastica. Îndrăgita interpretă de muzică populară este cunoscută în toată România, dar și un exemplu când vine vorba de optimism și lecții de viață. Artista recunoaște că are principii solide de viață și se ghidează întotdeauna după ele cele mai importante valori le-a moștenit de la mama și de la bunica sa, iar iertarea și iubirea sunt fundamentale, indiferent de cât de grele au fost sau nu anumite situații din viața ei. Niculina Stoican a vorbit recent cu jurnaliștii despre principiile care îi ghidează viața, dar și lecțiile pe care le-a învățat de la mama sa, Angelica Stoican artista ne-a mărturisit că își trăiește viața echilibrat și le răspunde întotdeauna oamenilor cu un zâmbet, căci toată lumea merită asta, indiferent cât de mohorâtă sau nu este ziua lor. Am reguli și principii după care trăiesc și cred că sunt sănătoase pentru că le-am primit în copilărie. Eu cred că oriunde am trăit în lumea asta, dacă ne amintim de lucrurile simplu, de salutul pe care trebuie să-l dăm oamenilor pe care îi cunoașteam, este bine și pentru noi. Trebuie să te uiți în ochii omului, să-i dai bună ziua și să-i zâmbești chiar dacă îl vezi împovărat. Zâmbetul tău o să-l ajute să uite, cel puțin pentru moment, greutatea pe care o simte. Fiecare am greutăți. Doar cei care defilează sau cei care nu simt nimic pot spune că nu au greutăți. Eu nu am tânjit niciodată după oamenii care au de toate și când îi privești în ochii vezi că sunt coi. Prefer să tânjesc după ceva, să nu am ceva și să-mi rămână dorința de a avea acel ceva, de a mă uita în jur și a rămâne cu dorința. Când ai tot, deja ce-ți mai poți dori? Cam așa văd eu viața. Dacă eu sunt așa și sunt echilibrată, ori de câte ori m-a lovit viața, am încercat să găsesc soluții și să nu-mi vinovățesc pe nimeni, ci să-mi învăț lecția.